O gură de rai, așa mai este cunoscut satul Molovata din dreapta Nistrului. Localizat la peste 50 de kilometri de Chișinău, tabloul perfect al naturii îți taie respirația când ajungi pe aceste meleaguri. Dealuri abrupte ce creează impresia de zonă muntoasă, văi cu izvoare limpezi, iar la poalele câmpiilor se întinde Nistrul. De secole se tot vorbește că prin părțile Molovatei, fiecare călător întrezărește Fata Morgana, un miraj care îi farmecă pe turiști. Ei bine, această iluzie este alimentată cu tradiție și voie bună. De asta mereu are grijă Anatol Crețu, cel care întâmpină oaspeții așa cum scrie cartea. Vin, murături și sarmale. Ce am vrea să vă spunem? Că toamna încă nu s-a sfârșit. Urmează să mai completăm cu anumite produse. Biecea asta va fi la dispoziția turiștilor pe parcursul anului. Toți cei care vor veni vor putea degusta din 4 specii de poamă, de struguri, vinuri alese. Vor putea degusta din dulcețurile, legumele conservate, marinate, din țuica pregătită la Fata Morgana, bunișor de la bunielul de taică-meu, 79 de ani. Nimeni nu pleacă din beciul lui Anatol Crețu până nu gustă din vinul produs după rețeta locului, o licoare benefică mai cu seamă femeilor. Deci ce conține el? Jumătate din enzimele necesare ficatului și pancreasului. Microorganismele vine vitamina A, care e în fierul, în combinație cu fierul, care schimbă pielea. Cum ziceau bunicile, când ai mâncat urzic, îți schimbi la față în primăvară, așa în toamnă, dacă consumi borjolie timp de 7 zile, deci doamnele își fac un ten extraordinar, după aia jumătate de an nu mai au nevoie nici de un cosmetolog, nici de o cremă, nici de nimic, nimic absolut. De pitorescul de la Molovata sunt atrași mai mulți străini decât cetățenii din Republica Moldova. Am avut chiar și din Arabia Saudită, am avut chiar și din China 8 persoane care s-au odihnit 7 zile la noi, s-au simțit foarte bine. Marea majoritate vin moldovencile noastre căsătorite care sunt peste hotare și vin cu soții și italieni și nemți. Și sunt foarte surprinși și zic că n-am știut că Moldova este un loc atât de frumos, un loc atât de natural. Le place foarte mult, le place felul cum gătim, le place, zice, că suntem foarte ospitalieri, le plac bucatele noastre din Republica Moldova, în special plăcințele și sărmăluțele, ceea ce știm noi, gospodinile din sat, să facem cel mai bine. Să descopere frumusețea și misterul din Molovata au venit turiști de pe ambele maluri ale Nistrului. Sunt oameni interesanți, sunt oameni entuziasti și mi se pare că anume pe așa tip de oameni se ține turismul în Republica Moldova. Угадал, что лигате савиньон и немножко ещё нова. Вот великолепный вкус. Видно, что скоро через 2-3 недели это будет замечательное вино. Они огромные энтузиасты своего дела и глядя на них, начинают чесаться руки сделать что-то своё, подобное, что-то интересное. Им надо сказать огромное спасибо. O atracție deosebită a locului sunt plimbările cu vaporul, iar pe timp de iarnă se aprinde focul de tabără. Campania Moldova mea va continua cu povestea inedită a pictorului Sergiu Porterescu, care își are atelierul într-o școală părăsită de mai mult de o jumătate de secol.